いいコースなんで、obiectul meu ar fi să reprezint România la câte mai multe concursuri internaționale și să particip la toate concursurile din țară. Cum e primit acest sport în România? E ceva nou? Nu e destul de nou, dar oamenii totuși cred că e numai un joc, nu respectă ca un sport și vreau să popularizez acest sport. Cum a fost experiența ta la România Talent? Ce cunoaște lumea asta la România? Da, mă cunoaște lumea pe stradă, mă uită la mine ca o vedetă, să zicem așa, dar totuși am așteptat mult mai mult de la sponsor și de la oameni ca să mă reține ca un sportiv. Ai destule tatuaje, ești cât de ciclist cu tatuaje. Ai numărat câte tatuaje ai? Niciodată nu am numărat. Ai o bicicletă desenată sau ceva? Da, cum să nu. Ce ai? O bicicletă și un lanț și spițe și din astea.